Zisa Domnul ucenicilor săi, aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, gândiți-vă că mai întâi m-a urât pe mine. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea vă urăște pe voi lumea. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus vouă. Nu este slujitorul mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine și pe voi, vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru, îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face împotriva voastră din pricina numelui meu, fiindcă nu cunosc pe cel care m-a trimis pe mine. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat nu ar avea. Acum însă nu au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel care mă urăște pe mine și pe Tatăl meu urăște, de n-aș fi făcut în trei lucruri pe care nimeni altul nu le-a mai făcut, păcat n-ar avea. Și totuși, după ce le-au văzut, m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu, ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine, încă și voi mărturisiți, pentru că voi de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduce slujbă lui Dumnezeu. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Dumnezeu este iubire. Și dacă El este izvorul iubirii, El ne poruncește și nouă să ne iubim unii pe alții, dar nu cu o iubire oarecare trecătoare, ci cu adevărata iubire care ne-a fost adusă nouă din cer. Aceasta vă poruncesc vouă, să vă iubiți unul pe altul, dar ca să-l iubești pe celălalt, mai întâi trebuie să te iubești pe tine. Ca să te iubești pe tine, trebuie să te raportezi cum trebuie la izvorul iubirii care este Dumnezeu. Dacă nu crezi adevărat ceea ce Dumnezeu prin Fiul Său ți-a revelat, nu te iubești. Dacă nu primești credința și credința nu o faci să fie lucrătoare prin iubire, credința unită cu fapta să devină iubire, iată că nu te iubești pe tine. Pentru că nu se face în tine să lași Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vine în noi pentru credința cea adevărată, se adâncește în inima noastră pentru smerenia cea adevărată și se înmulțește în inima noastră pentru iubirea de vrăjmași. Nu orice fel de iubire. Pentru că a spus Domnul așa, să vă iubiți unul pe altul precum eu v-am iubit pe voi. Iar iubirea mea a fost aceea că eu v-am iubit pe voi, iar voi ați fost vrăjmașii mei. Eu m-am dăruit vouă și voi m-ați răstignit pe mine. Și eu pe cruce v-am iertat pe voi, spunând Tatălui, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. De aceea, iubiți credincioși, iubirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos a fost desăvârșită, pentru că El este desăvârșit. Și iubirea lui Dumnezeu se revarsă în continuu peste noi. Și peste buni și peste răi. Iubirea lui Dumnezeu se revarsă și peste drepți și peste păcătoși și peste cei din dreapta credință și peste cei din alte credințe. Pentru că bunul Dumnezeu, ca un creator și proniator, iată că răsare soarele și pentru creștinii ortodoxi care păstrează dreapta credință, dar și pentru toți ceilalți din celelalte credințe și religii, indiferent de credința lor, ca un creator și proniator, revarsă razele soarelui
ne dă și acestora și nouă aer să respirăm, ne dă și nouă, iubiți credincioșilor, viață, pentru că ne naștem cum trebuie și sănătoși din pântecele Maicii noastre, dar iubirea are mai multe etape și mai multe nivele, pentru că Bunul Dumnezeu îi iubește pe toți, îi creează pe toți, îi pronează pe toți, dar cere o iubire desăvârșită de la om, ca omul să creadă ceea ce el a revelat, să creadă și să vie, să vină la el, nu ca la un stăpân și doar ca la un împărat, ci să vină ca la un tată, să vină să creadă și să se boteze în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și botezându-se, iată că el răspunde iubirii dumnezeiești, nu ca o slugă care se teme de stăpân, ci vine din libertate și se apropie de Dumnezeu din iubire, ca de un tată iubitor de oameni. Și iubirea aceasta pe care noi o primim în dar la botez, pentru că din iubire ne botezăm, în iubire ne botezăm. Pentru că botezându-ne în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, noi ne botezăm în numele Sfintei Trăimi, care este izvorul iubirii. Și apoi, miruindu-ne, primim pecetea darului Duhului Sfânt și continuăm, iubiți credincioși, cu lucrarea lui Dumnezeu în noi, într-un mod dinamic. Pentru că pecetea darului Duhului Sfânt de la mirungere este altceva decât o pecete a iubirii dumnezeiești despre noi. Și apoi continuăm în această iubire și intensitate a iubirii, apropiindu-se pruncul sau cel botezat, apropiindu-se de Sfântul Potir și luându-l pe Hristos Euharistic în inima lui. Și iată că Domnul, iubiți credincioși, ne dăruiește maxim iubirea, dar ne poruncește să lucrăm această iubire între noi. Pentru că un tată nu se poate bucura când copiii nu-și deschid inimile unii față de alții. Un tată și un Dumnezeu adevărat n-are cum să se bucure când vede că fiecare în parte are o legătură singulară, egoistă, individualistă cu el, dar în biserică, în familie, în societate, nimeni nu-și lărgește inima într-un mod iubitor față de celălalt și fiecare vrea să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Și atunci iubirea, iubiți credincioși, este energia dumnezeiască. Harul Duhului Sfânt, care se revarsă în inimile noastre, dar inima omului, credincioși, este centrul ființei umane. În inimă sunt toate puterile sufletești și trupești. În inimă, ca într-o sferă, sunt adunate într-un mănunchi rădăcinile tuturor puterilor, energiilor create și necreate din ființa umană, iar de acolo, din acea sfântă a sfintelor, din Duhul omului sau din inima omului, din altarul omului, de acolo se revarsă energiile create și necreate peste suflet, se revarsă peste trup, se revarsă, iubiți credincioși, peste rațiune, peste voință, peste sentiment, peste toate organele noastre trupești, se revarsă Harul Duhului Sfânt ca iubire dumnezeiască. Dar noi trebuie să nu blocăm această energie a iubirii. Cum o blocăm? Strângându-ne inima. Cum o blocăm? Împietrindu-ne inima. Cum blocăm această iubire dumnezeiască care vine peste noi? Întunecându-ne inima. Și dacă s-a întunecat inima, s-a întunecat și rațiunea, s-a blocat și simțirea, s-a înțepenit și trupul și devenim din oameni duhovnicești în oameni trupești și din oameni trupești oameni nefirești prin păcate și atitudini nefirești. Și se blochează inima. Și dacă inima s-a blocat, noi nu putem să mai avem acces prin har, iubiți credincioși, la Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și dacă nu avem acces la El, nu avem acces la poarta prin care să intrăm în casa Tatălui și nu avem acces la Dumnezeu, Tatăl Ceresc, care vine către noi prin Fiul, în Duhul, într-o iubire dumnezeiască. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Și ne poruncește. Acestea vă poruncesc vouă. Să vă iubiți unul pe altul. Dar dacă vă iubiți unul pe altul, trebuie să conștientizați că sunteți mădulare ale aceluiași trup. Că în familia duhovnicească, în biserică, sunteți mai presus decât în familia trupească de sânge. Acolo sunt legături de sânge, aici sunt legături de duh. Dacă vă iubiți unul pe altul, trebuie să lărgiți inima în așa fel încât când ești în biserică și în viața de zi cu zi,
Trebuie să stai cu inima largă față de toți oamenii de pe fața pământului. Să iubești și pe creștini și pe necreștini, și pe credincioși și pe necredincioși, să iubești și pe păcătoși, dar să urăști păcatul, să urăști necredința, să urăști falsa credință, să urăști erezia, să urăști toate rătăcirile, să le urăști, am spus, dar să iubești păcătosul, să iubești și pe eretic, să iubești și pe păcătos și pe toți ceilalți și să nu faci confuzie între omul creat de Dumnezeu și patimile lui care pot fi trupești sau pot fi spirituale pentru că este căzut în dreapta credință. Mulți biscuri din cioși confundă lucrurile, mai ales dintre preoți, pentru că ei văd lucrurile sentimentalist, raționalist, scolastic și de multe ori trupește. Mai ales dintre preoți care ar trebui să fie povățitori, nu înțeleg acest cuvânt al iubirii. Pentru că iubirea dumnezeiască, iubiți credincioși, se revarsă necontenit peste toți, dar tot Dumnezeu spune clar, care va crede, se va boteza, se va mântui, care nu va crede, se va osândi. Asta este tot iubirea dumnezeiască manifestată în Duhul adevărului. Și aici Domnul ne spune clar, ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, în numele meu să faceți. Adică să vă faceți Sfânta Cruce cu toată demnitatea, cu tot curajul, cu toată bucuria, cu toată asumarea, cu toată responsabilitatea și cu toată onoarea. Că nu este un semn de care să te lepezi, să te rușinezi. Orice altceva te poți rușina. Numai de crucea lui Hristos nu te poți rușina, pentru că este semnul semnelor. Este semnul care va apărea pe norii cerurilor la sfârșitul viacurilor. Este semnul de care se cutremură toți demonii, iubiți credincioși, este semnul prin care sunteți recunoscuți de către îngeri. Și atunci, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, când facem orice lucru, atunci noi chemăm întreaga Sfânta Trăime în ajutor și trăim în prezența lui Dumnezeu. Și se separă lucrurile atunci. Se separă de Duhul cel rău, Duhul cel bun, lucrările cele păcătoase, de lucrările virtuții. Se separă lumina și întunericul prin însemnarea Sfintei Cruci. Dar pentru că voi veți lucra și vă veți însemna și veți trăi în numele meu, lumea vă va urâ, lumea vă va prigoni, lumea vă va respinge, pentru că în spatele lumii este Duhul lumesc și în spatele Duhului lumesc este Duhul drăcesc. Și în spatele, la toate lucrurile lumii acestea, sunt păcate întunecate, biserică din cioși. Dar Domnul spune clar, voi nu sunteți din lumea aceasta, din lumea păcatului. Eu pentru aceștia mă rog, pentru apostolii mei și pentru cei ce vor crede propovăduirea lor, nu pentru lume mă rog eu, ci pentru aceștia pe care i-am scos din lume. Și atunci Domnul spune clar, dacă pe mine m-au urât și pe voi vă vor urâ. Dacă pe mine m-au ascultat și pe voi vă vor asculta. Dar voi trebuie să faceți un singur lucru. Să rămâneți în credința mea și în adevăr și în discernământul duhovnicesc. Repet și vin încă o dată. Pentru preoții care nu înțeleg, iubirea implică două aspecte, iubiți credincioși. Ca să înțelegeți ce face un medic. Un medic, ca să iubească un pacient, el nu îl tratează cumva cu o iubire prostească, spunându-i, da, ești bine, stai liniștit. Ai metastaze peste tot și eu îți dau ție ceaiuri. Nu, ceaiurile au rostul lor, dar când este de medicament puternic, îi dai medicament puternic. Și atunci medicul acela, dacă îl iubește, dacă are o rană puternică, el primul și în primul rând trebuie să desfacă, să-l usture și să vadă care este rana. După ce a făcut lucrul acesta, a zis că din ce și a făcut o radiografie, o poză clară, să vadă dacă acesta se raportează, cum se raportează el, la partea sănătoasă sau la partea bolnavă. Cum faci în plan duhovnicesc? Cum îți manifesti iubirea față de omul bolnav, punându-l pe Sfânta Cruce, punându-l pe cuvântul Evangheliei, punându-l pe dogmele bisericii, așezându-l pe canoanele cele adevărate ale bisericii, nu pe interpretările greșite ale canoanelor, așezându-l pe tradiția bisericii și pe învățătura Sfinților Părinți și dacă el, în loc să fie așa, este așa, defazarul de aici și până aici este boală. Atunci tu-l aduci la credința cea adevărată ca să poți să-l aduci la vindecarea cea adevărată și la trăirea cea adevărată. Asta înseamnă iubire credincioasă.
Dar ca să faci lucrul acesta, trebuie să lucrezi și cu economie, dar și cu acrivie, ambele în dreapta credință, că aceasta este iubire. Și atunci îl iei pe om și vezi dacă este credincios sau necredincios. Dar dacă este credincios, îl ajut să se întărească în credința cea adevărată. Dacă este necredincios, îl conștientizezi fără să-l forțezi și fără să-l presezi, să vină la credința cea adevărată. Dar nu-i spui necredinciosului că și el este bun, că nu-l iubești. Nu spui celui de altă credință că și credința lui este într-un Dumnezeu, același Dumnezeu. Nu. Este același Dumnezeu care ne dă soarele, care ne dă ploaia, care ne dă aerul. Dar, iubiți credincioși, credințele sunt diferite. Numai una este credința cea adevărată, celelalte sunt mincinoase. Pentru că plouă, vine soare și peste, iubiți credincioși, un trandafir frumos, dar alt boschet care are spini. Chiar dacă vine peste el soare, ploaie, căldură, boschetul acela nu e trandafir. Are și el spini, dar nu e trandafir. Nu amestecați lucrurile, iubiți credincioși. Și asta înseamnă să fii iubire și să spui clar, ăsta este trandafir, ăsta este boschet. Vrei să te altoiești și tu, boschetule, să devii și tu trandafir? Dacă nu vrei să te altoiești, rămâi așa, un boschet, un boschetar. Dacă nu, vei deveni un trandafir care vei fi apreciat de împărat. Dar pentru că ai participat și te-ai lăsat, purtat și chemat și altoit în dreapta credință. Dar grav este, iubiți credincioși, că grădinarea, adică preoții, având un minimalism dogmatic, spun așa, au și oia spini, au și ăștia spini, toți sunt trandafiri, nebuni și orice sunteți voi. Asta nu este iubire. Pentru că Duhul Sfânt este Cel care stabilește măsura lucrurilor și acest Duh Sfânt, în care se vede iubirea dumnezeiască. Pentru că dacă nu se trimitea Duhul Sfânt în lume la cinzecime, iubirea dumnezeiască nu era desăvârșit, revărsată peste oameni, pentru că lucrarea de zidire, de rezidire și de desăvârșire în iubire a omenirii a venit prin Duhul Sfânt la cinzecime, când toate au căpătat plinătate. Iată, iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos spune clar, iar când va veni Mângâietorul, care Mângâietor? Alt Mângâietor. Pentru că eu mă voi duce la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Și vă voi trimite vouă alt Mângâietor, pentru că Tatăl Ceresc ne-a mângâiat prin dreapta Lui, prin Fiul care s-a nomenit. Și apoi la cinzecime ne-a mângâiat desăvârșit prin a doua sau prin al doilea sau braț, prin Duhul Sfânt. Și brațele părintești își manifestă iubirea față de noi, credincioși. Alt Mângâietor pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, care de la Tatăl procede. Iubiți credincioși, aici este o confuzie mare pe care o fac papistașii și unii teologi scolastici. Nu confundăm procederea Duhului Sfânt din veșnicie din Tatăl, cum este nașterea Fiului din veșnicie din Tatăl, nu confundăm nașterea și purcerea de la din veșnicie a Fiului și a Duhului din Tatăl cu trimiterea în timp a Duhului Sfânt de către Fiul, iubiți credincioși, în lume. Trimiterea Duhului Sfânt în lume este o altă lucrare ca manifestare a întregii Sfintei Trăimi. Și atunci către omenire, și atunci papistașii, confundând lucrurile și energiile și teologia adevărată, iată că îi spun că Duhul Sfânt procede și de la Tatăl și de la Fiul. Și când spun lucrul acesta, fac două cauze în Sfânta Trăime, persoanele fiind Dumnezeu și desăvârșite, având două cauze, de fapt Duhul Sfânt face să fie o confuzie desăvârșită până la anulare a celor două persoane, a Tatălui și a Fiului, și desființarea întregii Sfintei Trăimi și ei nu își dau seama. Și o găsiți această explicație foarte clară chiar la marele teolog Dumitru Stănilae, cu care voi defilați la conferințe, dar nu ascultați de el, când spune clar, vorbind despre Sfânta Trăime. Și când va veni Mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului,
care de la Tatăl procede, acela va mărturisi despre mine. Duhul adevărului mărturisește despre Iisus Hristos. Care Duh al adevărului? De ce? Pentru că Iisus Hristos, iubiți credincioși, este calea și acesta este Duhul căii. Iisus Hristos este lumina și Duhul Sfânt este Duhul luminii. Iisus Hristos este iubire și este Duhul iubirii. Iisus Hristos este adevărul și este Duhul adevărului. Fără Duhul adevărului, n-ai cum să fii pe cale, n-ai cum să fii în iubire, n-ai cum să fii în lumină. Ești pe lângă cale, ești în iubirism, ești într-o întunecare a minții și într-o inimă purtată încolo și încolo de sentimentalisme bolnave. Dar adevărata iubire este iubirea Duhului Sfânt, când toate sunt aliniate și axate, întâi iubirea de Dumnezeu, care implică, iubiți credincioși, mare atenție, credința cea dreaptă. Nu așa, nu ești în iubire. Nu așa, ci 90 de grade, verticală, perfect. Credința cea dreaptă de Dumnezeu este revelată. Una singură este, un grad dacă ai dus, nu e credința cea adevărată. Un grad dacă ai dus, nu e credința cea adevărată, este cea revelată de Tatăl prin Fiul Său care s-a numit. Și atunci credința e înfrânarea, răbdarea, blândețea, smerita cugetare, smerenia, iubiți credincioși, și iubirea ca primă etapă, pentru că mai urmează a doua etapă, iluminarea și îndumnezeirea. Ce știm noi despre asta, iubiți credincioși, care n-am scăpat de patim? Dacă nu știm, dacă nu vedem, dacă n-am ajuns la cunoașterea rațiunilor duhovnicești din lucruri, dacă nu simțim iubirea dumnezeiască, tăcem din gură, ne smerim și primim învățătura părinților, care spune clar, credința este temelia. Și aici apare frica lui Dumnezeu după credință, nu frica de Dumnezeu, groaza papistașă. Frica lui Dumnezeu, iubiți credincioși, care este începutul înțelepciunii până când ajungi la iubirea de Dumnezeu, de săvârșirea înțelepciunii. Și atunci, mergând pe calea aceasta, noi învățăm să-L iubim pe Dumnezeu, după cum El ne-a poruncit. Învățăm să ne iubim pe noi, după cum Domnul vrea să ne iubim pe noi. Și ce înseamnă să ne iubim pe noi, iubiți credincioși? Înseamnă să-i dăm ființei noastre, trup și suflet, cele corespunzătoare cu rostul lăsat de Dumnezeu în noi. Dacă ochiul este să vadă, să privească, nu îl ții în pământ, îl ții așa. Dacă urechea este făcută să audă, nu astupi. Dacă nasul este făcut să miroase, nu îl înfunzi. Atunci curățind simțurile, curățind mintea, curățind rațiunea, curățind inima, curățind toate acestea, noi ne iubim pe noi. Pentru că această purificare și curățare este o etapă a iubirii de sine, ca să putem să ajungem la iubirea de Dumnezeu. Și după ce ne-am curățit, abia atunci ne putem spune că începem să iubim pe celălalt. Pentru că îl văd și pot să-l iubesc, îl aud și pot să-l iubesc, dar fiecare cu credința lui în capul lui. Fiecare cu manifestarea lui în capul lui. Ați văzut astăzi când s-a rostit crezul. Numai soprani în biserică și numai tenori și numai specialiști. Fiecare zice crezul în ritmul lui. Dar nu se smerește nimeni să zică toți la un fel, toți în aceeași măsură, cred într-unul Dumnezeu. Unul mai repede, unul mai încet, unul mai sus, unul mai jos, unul mai tare, unul mai încet. De ce? Pentru că nu ne simțim unii pe alții. Dacă nu ne simțim, nu intrăm în același ritm al mărturisirii. Suntem fiecare cu Dumnezeul lui, fiecare cu mărturisirea lui, fiecare cu zgomotul din capul lui. Nu încearcă să-l simtă pe celălalt. Ba mai mult, el vrea să se îndeplinească într-o secundă ceea ce are el în cap la Dumnezeu cel atotputernic. Dar Dumnezeu nu pune darurile sale în niște mâini tremurânde, ci vrea să te așezi. Și abia acolo pune darurile lui. Dacă nu, n-aruncă mărgăritarele la porci. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. Învățați și să învățăm exercițiul acesta al atenției. Să vă iubiți unii pe alții, vă poruncesc vouă. Păi dacă eu zic mai tare decât tine, nu te iubesc. Eu, dacă zic în alt ritm decât tine, nu te iubesc. Eu, dacă nu sunt atent la tine, nu te iubesc. Ci fiecare cu nebunia din capul lui pe care o numește credință. De aceea revin, iubiți credincioși, la lucrurile cele mai înalte. Nu poți să ajungi la iubire
fără de Duhul adevărului. Toți ceilalți care vă vorbesc despre iubire, de toleranță, de unitate, de îngăduință față de toți ceilalți din toate neamurile, puneți-le așa, cum puteți voi să iubiți dacă sacrificați adevărul? Cum puteți voi să iubiți dacă sunteți în minciună de credință? Cum puteți voi să vorbiți despre iubire dacă nu aveți a bisericii credință și mărturisire? Cum puteți voi vorbi despre iubire dacă aruncați pe Duhul Sfânt, pe Duhul adevărului și nu înțelegeți nici credința, nici ascetica, nici mistica creștină, dar să vorbim noi despre iubirea duhovnicească? De aceea, iubiți credincioși, mai întâi de toate, trebuie să spunem foarte clar lucrurile. Un domn, o credință, un botez, una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, Biserica Ortodoxă, singura păstrătoare a adevărului de 2000 și ceva de ani, la această biserică, cu răbdare, cu bunătate, cu iubire, prin rugăciune, prin ectenii, la rugăciune celor chemați la credință, noi ne rugăm pentru cei chemați de alte credințe să vină la credință. Deci cu răbdare, cu deschidere, cu iubire îi așteptăm pe toți. Iar, pe de altă parte, în interiorul credinței, trebuie să ne manifestăm iubirea față de noi, față de Dumnezeu și față de aproape. Adică o conștientizare continuă că te apropii și ai venit la biserică pentru Dumnezeu, nu pentru problemele tale care trebuie să le rezolve Dumnezeu. Ai venit ca să-L cunoști și să-L iubești și să faci voia Lui și poruncile Lui. N-ai venit ca El să facă, să-ți facă mendrele tale. La biserică vii ca să te curățești și să iubești, să te desăvârșești și apoi să te pui în comunie cu toți ceilalți. Nu să stai într-un egoism personal. Dacă nu se înțeleg lucrurile acestea, iubiți credincioși, acest bun simț este un simț al Duhului Sfânt. De aceea vă îndemnăm pe toți, iubiți credincioși, ca să căpătăm măsura care spune Mântuitorul în pericopa evanghelică de astăzi, ca să putem să ajungem să trăim, că spune aici clar într-un final, vi le-am spus ca să nu vă potigniți. Vi le-am spus pe acestea ca să nu vă potigniți în credința voastră. Și vedeți că vă vor scoate din sinagogi și chiar va veni vremea când oricine vă va ucide pe voi, va crede că aduceți slujba lui Dumnezeu. Asta era vorba de apostol, dar și de noi. Vă vor scoate din biserici dacă veți mărturisi dreapta credință și veți osândi ecumenismul. Vă vor scoate din biserici dacă veți osândi unirea cu papistași. Vă vor scoate din biserici dacă veți vrea să vă împărtășiți. Vă vor scoate din biserici dacă veți vrea să rămâneți fără să vă integrați în sistem și într-un consiliu mondial al bisericilor sau într-o superbiserică. Vă vor scoate din biserici dacă vreți să păstrați tradiția părinților voștri și a tradițiilor părinți. Vă vor scoate din biserici pentru că îi veți incomoda în unirea lor cu papistași, protestanți și ei vă vor prigoni și vor crede că îi aduc jertfa lui Dumnezeu. Dar înainte de prigoana lor să fim foarte atenți că ne prigonim unii pe alții. Cum? Prin întunecarea minții. Prin netrăirea în mod autentic a credinței. Ne prigonim unii pe alții pentru că nu avem, repet încă o dată, puterea aceasta paranormală și o spun în glumă, a bunului simț. Lipsa aceasta de bun simț ne caracterizează pe noi și acasă și la masă și la biserică. Și nu se simte omul, iubiți credincioși, că nu are bunul simț. Lucrați la această măsură. Cei care vreți să vă spovediți după masă, să spun public și vă îndemn, stăm la liturghie și vă spovediți și vreți să vă împărtăși și să vă spovediți, înainte de a veni cu probleme personale, spuneți în fața lui Dumnezeu toate păcatele voastre din toată viața. Și cât așteptați înainte de a intra la biserică, spuneți de sute de ori, Doamne Iisuse, și nu vorbiți nimic. Puneți de sute de ori Născătoare de Dumnezeu Fecioară și nu vorbiți nimic. Pentru că casa Tatălui meu este casă de rugăciune, nu casă de pălăvrăgeală. Casa Tatălui meu este casă de rugăciune și nu casă de zgomot. Și nu o spun cu răutate, o spun ca să audă toți cei care sunt aici și care vor veni aici, pentru că predica este registrată, să înțeleagă. Casa Tatălui meu este casă de tăcere, de rugăciune neîncetată, de introspecție. Și vii la duhovnic și spui 3-5 păcate, te-a dezlegat și problema ta te-a binecuvântat și pleci cu har și cu spor și cu binecuvântare în casa ta. Dacă nu, așa cum ai venit, așa ai plecat, pentru că nu te-ai folosit, pentru că inima ta nu s-a smerit, mintea ta nu s-a liniștit și nu te-ai limpezit, ci așa vii mereu cu aceeași
strângăneală a minții. Și nu o spun spre judecată, ci vă spun ca să învățați cu toții, iubiți credincioși și voi și noi. Casa Tatălui meu este casa de tăcere, de rugăciune, de izilie și lucrarea Duhului Sfânt. Și repet încă o dată și închei. Pentru preoții care tot vorbesc despre iubirismul acesta, le spunem în față, înainte de a avea iubire, trebuie să stăm în adevăr. Iar adevărul, iubiți credincioși, este persoană. Hristos, Dumnezeu, este personal. Și dacă Hristos, adevărul personal, l-a întrebat Pilat ce este adevărul, Mântuitorul a tăcut. De ce a tăcut? Pentru că adevărul nu este un ce. Adevărul este un cine. Eu sunt adevărul, de aceea a tăcut. Eu sunt calea, adevărul și viața. Înainte de a merge către iubire, către toți, să ne punem problema dacă noi suntem în adevăr, ca și credință, ca și trăire, ca și lucrare, și apoi să ne îndreptăm cu iubire către toți ceilalți. Amin.